5. Este egal. Păi da, nu stăm pe gânduri. 14 și cu 7, se poate împărți prin 7 și atunci am aici 1 și aici 2. 9 cu 3, prin 3 și aici rămâne 1 și aici 3. Deci, practic, 2 pe 3, ori 1 pe 1, ori 1. Nici nu mai scriu. Nici mă, că 1 la mulțire nu contează. Și atunci, 2 ori 1 ori 4, deci 2 ori 4, 8, supra 3 ori 1 ori 5. 3 ori 1 ori 5, cât face 15. Și iasă rezultatul la înmulțire. Deci, două sau mai multe fracții, să mulțesc numărătorii între ei numitorii direct, pot fi și 70 de fracții, n-are importanță. Dar înainte a face înmulțirile, fac simplificările toate cu putință. Că vine ușor așa. Deci asta e șmecheria foarte, foarte importantă. Deci la adunarea și scădere, să fie aceeași numitor, și adunăm, sau spune scădere între numărători după cum e semnul de față, la înmulțire, numărătorii între ei și numitorii între ei, înmulțim, dar facem simplificări pe diagonală de la numărătorul unei fracții pe numărătorul altei fracții, încât să avem numere mici și să putem să fim mult mai ușor lucru. De ce să înmulțim noi și să dăm număr mare și până să vedem prin cât se împarte și toate povestea asta? E dificil. Da? Deci, Cătălina, asta e șmecheria. La operații cu fracții, adunarea scădere și mulțire și împărțire, am clarificat. Și acum să vedem împărțirea. Împărțirea. E, aici trebuie să te... Încerc eu să mă fac înțeles, dar trebuie să găsesc o șmecherie. Trebuie să găsesc o idee. Nu știu dacă cu și împărțirea, dar eu te fac pe toate. Acum, ca să fie clar. Dacă chiar dacă nu s-au făcut, îți va fi foarte ușor și de mână să vorbești de asta în clasă, când o să vedea profesor și împărțirea. Să spui, asta știu. Știu că am văzut pe prof online, dar era învățat. Aș vrea să împărțim o doime, deci 1 pe 2, împărțit la 2. Păi dacă o jumătate pâine o dai în două, o face... Cât face? Un sfert. Deci nu știu, nu discut, sau o jumătate din măr o dăm în două, face un sfert. Valoarea este un sfert. Deci e la 1 pe 4. Dar 4 ăsta parcă a fost obținut de 2 ori 2. Deci egal cu 1 supra 2 ori 2. Care mai înseamnă 1 ori 1, pot să scriu așa, supra 2 ori 2. Care înseamnă 1 pe 2 ori 1 pe 2. Foarte tare. Mai am încă o dată. Deci 1 pe 2 împărțit la 2. Poate fi văzut ca fiind 1 pe 2 împărțit la 2 pe 1. Că lui 1, 2 pot pune numitorul 1, da? 1 pe 2 împărțit la 2 pe 1. Care înseamnă 1 pe 2 ori 1 pe 2. Adică înseamnă asta. 1 pe 2 ori Cătălina. Hai să-l scrim pe ăsta 2 pe 1. Într-un alt mod, așa, cu alte culoare, 2 pe 1 ăsta, ca să scoate în evidență, înmulțire cu 1 pe 2. Cu 1 supra 2. Da? Înmulțit cu 1 supra 2. Așa arată. Înmulțit cu 1 pe 2. Care îmi dă ca rezultat? Ce îmi dă ca rezultat? 1 ori... Că știu la înmulțire. Că mă descurc numărătorii între ei și numitorii între ei. 1 ori 1 supra 2 ori 2. Și face 1 pe 4, cum am spunea. Foarte tare. Aici e șmecheria. Aici trebuie să înțelegi la fratele. Cum se împart două fracții? Se înmulțește prima,
A doua e inversată. Nu 2 pe 1, ci mulți cu 1 pe 2. Deci numitorul devine 1. Răspână fracția, o întoarce. O inversăm, cu a doua inversată. Asta e povestea. Aici, aici trebuie să ținem minte. Această chestie. Grozavă. Grozavă. Cum se împart două frații? Înmulțim prima cu a doua inversată. Eee! Zic că la dumneavoastră scăderi ce spune? Să aibă aceeași numitor? Neapărat. Iar la mulțimi, numărătorii între ei, numărătorii de aia de sus între ei, numitorii între ei, mulțim. Dar suntem atenți la simplificare. Iar împărțirea am redus la o mulțire. Da? Când mulțim prima, cea de pe locul întâi cu cea de pe locul doi inversat. Adică, ce înțeles eu acum? Dacă îmi spune cineva, ia vă tu 5 pe 6, împărțit la 7 pe 3. Eu nu stau pe gândul, zic 5 pe 6 ori 3 pe 7. Ori 3 supra 7. Și cum sunt la mulțiri, știu că între ei, dar dacă e posibil vreo simplificare, o fac. 6 cu 3, 3 împărțit la 3 face 1 și 6 împărțit la 3 face 2. Și atunci facem aici 5 ori 1, 5. Și 2 ori 7, 14. Deci valoarea este 5 supra 14. 5, 14. Iată, Cătălina, am stat de vorbă cu tine acum și am văzut o operație cu frații. De acum să ții minte cât trăiești pe pământ, cum se fac operații cu frații. La adunare scădere, opa, același numitor, vedem noi cum facem, dar știm într-o măsură că amplificăm frațiile ca să fie acolo treaba bună. La înmulțiri, ei între ei, și când se adună, se pune numitorul pe unul și se facă operațiile indicate acolo în dreptul fraților, între numărători. La înmulțiri, numărători între ei și numitorii între ei. Iar la înmulțiri, prima cu a doua inversate. Da? Foarte important. Eee, și acum aș mai indica, m-aș insista un pic, Cătălina, merge de a te suna să văd dacă lecția ți-a fost clară. Și dacă nu ți-a fost clară și ai ceva nesigur, păi da, după ce închidem noi filmul și discuția și termină profesor și o uitat pe internet și tu ai dat peste ea, apoi poți pui bucata asta o dată, de două, de șapte ori, îl stâchi pe prof online, nu se supără niciodată. Da, poți să pui de câte ori vrei tu. Și înțelegi bucata aceea, cât la clasă nu poți să întrebi profesor să mai supă, dar ce ești neatent, dar ce nu știu ce, stai jos acolo. E, proful online nu se mai supără pentru că este înregistrat și tu dai bucata aceea. Și o repeți până când înțelegi foarte bine. Dacă încerci să faci greșițile fără să știi bine, bine, bine partea asta teoretică, n-ai nicio șansă. Știi ce facem acum? O să închid, o să dau telefon. Sau sună-mă tu. Sună-mă tu și vină cu greșițile. Cel mai bine așa. Sună-mă și vină cu greșițile tale să vedem dacă ai înțeles. Bine? Te aștept. Eu și pe tabla. Nu știi numărul meu? Ba, știi, te-am semnat. Te-ai spărat că de gână? Nu cred. Alo, da? Spune-mi, Cătălina, cum a mers?
E înțeles acum operațiile cu fracții? Acolo, vezi, tu m-ai întrebat să facem nu știu ce mulțire acolo. Eu mi-am dat seama repede ce zonă trebuie să ce zonă să atac, ce discuții se poartă cu tine. Și atunci, acum mai dăm într-un exercițiu și vezi cum îl faci tu foarte repede. Da. Tot. Te rog. Da, 4. Ori 7 pe 31. 7 pe 31. Vorbește tu. Hai să vezi că știi să o faci cu ăsta, nici nu stai de gând. Te rog. Deci egal cu 4 supra 1. Îi punem 1 și ăsta ca să îl facem și pe el fracție. Ori 7 pe 31. Ia să vezi cât faci acum. Tu știi cum am zis că se mulțesc două fracții. Aia în 3 de sus și ăștia în 3 se mulțesc. Adică cât vine? 4 ori 7. Așa. Supra. Așa. Și este egal mai departe, te rog. Da. 31. Se mai poate oare simplifica fracția asta prin ceva? Există un vreo divizor? Am fi văzut aici. 31 e număr pi. 31 nu are divizoare. Decât pe 1 și pe el însuși. Da? Deci nu mai are alți divizori. Nu se mai împart la nimic 31. Ai putea să mai dai un exemplu de numere prime? 2. 2, da. Altul? Exemplu de numere prime. Exemple de numere prime. Exemple de numere prime. 2. Da. 5. 5. 7. Corect. 9. Nu. 10. 11. 13. Hai, mai zi, mai zi. 17. Corect. Bravo. Deci știți, e clar, 19, 23, 29 și așa mai departe. Găsim toate numele acelea care nu sunt, care nu au divizori. Bun. Alt exemplu, te rog. Fiindcă suntem la telefon, dă sonorul mai mic la calculator, că nu știu să nu facă microfonie, că s-a sus. Deci la calculator, dă pe mute. Ca să nu se audă și la telefon și la aici. Știi să dai sonorul? Da. Bun. Și acum nu mai apare microfonia aceea. Te rog, alt exercițiu, alt exercițiu. Da. 5 ori. Da. 10 pe 71. Ori cât? 5 ori 11 pe 78. Ah. E calcul. Vorbește tu, că tu conduci exercițiul. Face 50. Corect. 55 supra 70. Corect. Dar să știi că nu mai trebuia să zicem 5 pe 1. Deodată 5 ori 11 supra 78. Că se subînțelege.
E 1 aici sub întregi, 1,78. Deci, hai mai repede, te rog, alte ghișițuri. 7 ori 13. Da. 99. 99. Egal cu? Egal cu 7 pe 1. Da. 7 ori 13 egal cu... Dacă spui deodată, e foarte bine. Foarte bine, 91 supra, uite cum am scris eu, deodată scriu. 99. Supra 99, așa e că termină. Corect, foarte bine. Alte găsiți. 14 supra 27. 14 supra 27. 9 supra 16. Este egal cu. Da. 27 ori 9 supra 27 ori 16. Și este egal, te rog. Este egal cu... Înmulțește tu acolo. Dar uite că termina, nu te las. Nu te las să înmulțești, că muncești mult. Mai degrabă, hai să-mi simplificăm 9 cu 27. Și 9, și 9 împărțit la 9 merge. Că 27 se poate exact la 9, nu? Da. Și 9 împărțit la 9 face 1 aici. Da. Și 27 împărțit la 9 fac cât? 3. 3. Și merge și 14 cu 16. Prin cât oare? Prin cât puțin te simplifica? Prin 2. Că se parte... Și 14 și 16. De fapt, când un număr se împarte la 2? Când ultima cifră îi pare, ți-amintești? Da. Da? Când e 0, 2, 4, 6 sau 8. Deci 14 împărțit la 2, cât îmi rămâne? Cât îmi rămâne dacă 14 împărțit la 2? 7. Corect. Și 16 împărțit la 2? 8. 8. Și atunci care e rezultatul? Te rog. 7 ori 1, nu? 7 ori 7. Corect. Supra... Supra... 3 ori 8. 3 ori 8. Că 27... 24. 3 ori 8, 24. Foarte clar. Foarte bine. Dar puteai să faci asta dinainte ca să nu mai pierdem timp. 9 cu 27. Că așa am spus. Se simplifică pe diagonală, nu? Ceva de sus cu ceva de jos. 9 cu 27 și aici rămâne 3. Aici vine 1. 14 cu 16 simplificăm prin 2 și aici vine 7. Și aici rămâne 8. Și acum 7 ori 1, 7. Și 3 ori 24. Ce să mai muncim noi să scrim acolo chestia asta? Avea la sfârșit, după ce am făcut simplificări de facem asta. Da? Asta trebuie să ții. Alte ghișițe, te rog. 2 pe 21. 2 supra 21. Ori? Ori 7 supra 5. 7 supra 5. E calcul. Adică împărțim pe, și pe 21 și pe 7 la 7. Și 7 împărțit la 7 face 1. Deci în locul lui 7 rămâne 1. Și în locul lui 21 rămâne 3. Așa trebuie să înțelegi. Deci simplificăm prin 7. Și acum împărțim pe amândoi la 7. 7 împărțit la 7 face 1. Și 21 împărțit la 7 egal cu 3. Și acum cât îmi dă ca rezultat? Rezultatul? Mulți. Așa. Do. 2 supra 15. Perfect, foarte bine. Da, te descurci, să știi. Te descurci și ai înțeles mecanismul. Dacă ai înțeles cum să înmulțesc, treaba e foarte clară.
Deci ai înțeles cum. Faci simplificări pentru că nu pierzi tu timpul să faci mulțiri de aceleași și până la sfârșit să faci simplificări. Nu. Acum, pe loc. Da. Da. Mai dăm înmulțire, ca să mă convingi că ai înțeles bine. Mai dăm înmulțire. Da. Te rog. Da. 12 supra 11. 12 supra 11. 5 supra 36. Și egal cum? Egal cu 12 ori 5. Așa este, dar uite-te atentă să nu cumva să ai 6 simplifici, că nu te apuci tu de mulțiri, că e mult timp. Vezi timp? Putem simplifica pe 12 Hai, că știi. 3. 12 cu cine? Cu cine? Cu 3. Nu, 12 și cu 3, 6. Te uiți la 12 și la 3, 6. Și prin cine? Care e numărul prin care le împărțim de amândouă? Care e divizorul? Cu 3 ai spus, da? Ia să vedem. 12 împărțit la 3 cât face dacă prin 3? Deci prin 3 îmi face. 12 împărțit la 3? Da. Păi cât? Cât face 12 împărțit la 3? 4. Și 3, 6 împărțit la 3? Pe amândoi. La 3. Pe amândoi când te-ai hotărât prin 3, pe amândoi prin 3. Cât face 3, 6 împărțit la 3? Face 12, da? Iată, 4 cu 12. La rândul încă mai putem face. 4 și cu 3, și pe amândoi. Și pe 4 și pe 12. Oare prin cât ar merge? Prin cine să împărțim pe amândoi? Prin cât pe amândoi? Chiar prin patru. Când patru se împarte la 4 și ne rămâne 1 și 12 se împarte la 4 și cât rămâne aici? 3. Deci vezi? Simplificăm până nu se mai poate. Și acum cât ne-a rămas la mulțire? Cât avem de mulțire? E 1. Ori 5, nu așa? 1 ori 5 egal cu 5. Da, și jos la numitor? 11 ori 3? 3 egal cu 33. 33. Asta este rezultatul corect. Hai să mai luăm încă o dată pe ăsta. Mi-a plăcut foarte tare ăsta. Deci 12 supra 11 ori 5 supra 3 e 6. Știi? La prima vedere, tu ai zis prin 3 simplificăm. Dar de ce ai zis tu prin 3? Eu aș fi zis prin 2. Că ultima cifră e 2 și la ăsta și e 6. Și când ultima cifră e pară, se împart amândouă prin 2. Un număr se împart la 2, când ultima cifră, eu prin 2 aș încerca. Dar tu ai văzut prin 3. Știi de ce ai văzut prin 3? Fiindcă suma cifrelor care formează numărul, ne dă un număr exact care se împarte la 3. Când ai făcut criterii de divizibilitate, un număr se împarte la 2 când ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8. Pare, să zice. Un număr se împarte la 3 când suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Iată, 1 și cu 2 fac 3. Și 3 se împarte la 3. Din coace, 3 și cu 6, 9, se împarte la 3. Dar puteai deodată să spui că prin 12. Că 3 și 6 se împarte la 12. Aveai baftă deodată să vezi asta. Știi cât face 3 și 6 împărțit la 12? Da. Fac 3. Fac 3, sigur, că dar ăsta 12 împărțit la 12 face 1. Și aici 3. Și iată rezultatul. 1 ori 5, 5. Și 11 ori 3, 33. Deodată rezultatul. Vezi? Dar dacă nu vezi simplificarea deodată, o iei pe bucățele. Prin 2, prin 3. Până când nu se mai poate. Și când nu se mai poate, rămâne așa, îngheață așa cum au rămas la noi 1. Îi face 3 și atunci mulțești numărătorii între. Sigur, dacă s-ar fi fost, dacă aici în loc de 11 ar fost 10, ce ai fi făcut dacă în loc de 11 ar fost 10? Dacă în loc de 11 ar fi fost 10, ce ai fi făcut? Dacă în loc de 11 ar fi fost 10? Da. Cu 2. 5
Și cu 10 se simplifica prin 5. Nu cu 2. Prin 5. Așa, cam în 2 se împart la 5. Și în loc de 5 avea să fie 1, în loc de 10 era 2 și până nu mulțeam. Deci facem, complet, hai să facem așa pe mulțime. Deci 12 supra 10, hai să scriem din nou, ori 5 supra 36. Deci dacă ar fi fost așa dat exercițiul, acum, tu ce ai fi făcut? 12 cu 36 merge foarte repede și știi tu și ai să mâni 1 prin 12 și ai să mâni 3, bine? Și 10 vești cu 5, ea simplifică prin 5 și aici ne rămâne 1 și jos 2. Și rezultatul final ar fi fost cât? 1 ori 1? 1? 1 și 36. 6. Bravo. Mai dăm încă unul ca să mă convingi că ești 100% în mână și știi să te descurci singură. Mai dăm încă o exercițiu. Dăm unul care să aibă 2-3 fracții la înmulțire acolo. 3 fracții, 4 fracții, dintr-o altă poziție pe acolo, nu știu. 50 supra 26. 1 supra 10. 2 supra 15. Foarte bun. Egal cu. Egal cu, te rog. Da. Cu 2. Cu 2, sigur. Asta 26 de aici, cu 2 tocmai la sfârșit, da? Da. Și prin 2. 2 împărțit la 2 face 1. 1. Și 26 împărțit la 2? 13. 13. Și 26 împărțit în 2. 13, nu-i 12, nu? Da. Bine. Altă simplificare, te rog. 50 cu 10. Corect! Printr-un 10. Îl tăiem pe 10 și aici rămâne un 1. Și 50 și rămâne ori 5. Așa. Și mai vezi tu ce simplificare mai poți face. Te rog. 1 și cu 15. Ai un, nu. 5 și cu 15 ai vrut să spui. 5 de aici și cu 15. Da. Prin cât? Prin cât ne împărțim pe amândoi? Prin 5. Nu? Prin 5. Pentru amândoi să se bate exact la aceeași număr. Nu prin 3. Prin 5. A, că rămâne la 15 și 3, da. Dar noi împărțim pe amândoi prin 5. Să zicem, 5 împărțit la 5 face 1. Și 15 împărțit la 5 egal cu cât aici? Aici ai spus, egal cu 3, nu? Așa. Și acum hai să vedem cât, care e rezultatul final. 1 ori 1 ori 1 egal cu 1. Corect. Supra? Supra 30 ori 1, 13. Da. 13 ori 3? Cât 3 ori 1? 3, da? 39. Asta este rezultatul corect. Deci 1 supra 39, rezultatul corect. Cătălina, trebuie să ai încredere în tine, să știi că poți. Repet, să știi că poți. Dăm și alte exerciții un pic mai dificile pe acolo, dacă găsești, dacă ai în continuare, ceva care nu ți-ar fi foarte clar. Spune încă un exerciții mai dificil. Care ți se pare ție la prima citire că ar fi mai greu. Uite-te, te rog. Încă o dată. Este suficient un balon de 28 de metri de material pentru confecționarea 6 perdele? Da, este suficient balotul
care are, încă o dată, câți metri ai spus? 28. Da. Pentru 6 perdele, da? Da. Dar la o perdea cât intră? Poftim? Câți metri intră la o perdea? Deci, citește problema completă, că doar întrebarea ne-a citit-o. Este, încă o dată, este suficient balotul de 28 de metri pentru 6 perdele? Știi că la o perdea intră câți metri? Mă interesează. Deci pentru confecționarea unei perdele se folosesc 4, 3 pe 5, așa scris, da? Ia uite cum am scris eu. 4, 3 pe 5. Nu e înmulțire, nu e nimic, 4 e pus în fața lui 3 pe 5, atât. Așa, la mijlocul linii. Da. Vezi cum am scris eu acum? Da. Ei. Aici trebuie să înțelegi că e 4 întregi și 3 pe 5. Da. Adică, pentru a confecționa o singură perdea, avem nevoie de 4 metri și încă 3 pe 5. Deci asta s-a scris așa. 4 plus 3 pe 5. Da? Plus 3 pe 5. 4 metri și încă 3 pe 5. Și acum ne amintim la adunare. Ce am spus eu? Cum se adună fracțiile? Cum se adună două sau mai multe fracții? Trebuie să aibă același unitor. Așadar, îl scrim pe 4 supra 1 plus 3 pe 5. Da. Și dăm mai departe cu. Dar 4 supra 1, cât ar vrea să fie în loc de 1? Să fie tot 5. Că așa știu eu că la adunare, ca să adun două sau mai multe fracții, trebuie să am același unitor. Același lucru jos. Și sunt trist că aici nu apare decât 1. La una din fracții, la 4, iar dincolo e 5. Nu e nimic. O amplificăm pe asta cu... Deci fracția asta cu 5, că 5 ori 1 face 5, dar mulțim și numărătorul și numitorul. Deci va fi egal cu 5 ori 4, 20, urmărești că termina? Da. 20 supra cât? Că 5 ori nu fac 5. Da. Deci 20 supra 5. Deci în loc de 4 supra 1, am pus 20 pe 5. Deci fosta 4 pe 1 este de fapt acum așezată 20 pe 5 plus cât era 3 pe 5. Și este egal acum cu. Având același numitor, ești fericită, pui numitorul comun, 5-ul, care e comun la ambele fracții, și aduni 20 plus 3.